În ce constă o mass media bolnavă de senzație, de făcut ipocrizie, de răspândit minciună, ură, răutate, dezbinare, ambiție, orgolii, deșarte și răutăți? La nimic. Nu ajută la nimic. Nu zidește un popor să-l întărâți pe unul asupra altuia. Asta înseamnă măcel, război civil, ură între oameni. Înseamnă necreștinism, neprofesionalism. Asta înseamnă. Și ați văzut, odată a fost o emisiune, nu o condamn și nu mă interesează, cu averea bisericii. Mereu aceeași frământare, averea bisericii. Dar arată, domnule, câte dispensare are biserica, câte cabinete stomatologice, câte cantine sociale, câte azile de bătrâni. Că nu stă biserica, e o mare instituție din asta groafă, și stă pe o groapă de bani, lumea moare de foame și biserica îi ține acolo să putrezească. Sunt investiți, există balanțe bugetare, sunt execuții bugetare. Și s-a mai spus, pe criza asta ne trebuie catedrală. Da, ne trebuie. Dacă te duci în Moscova, în Bulgaria, în Spania, în Franța, în Italia, găsești marile catedralele lumii, imense. De asta mergem și dăm bani și le vizităm. Pentru că noi n-avem așa ceva. N-a fost în specificul poporului român trei țărișoare subte și chinuite 500 de ani de imperii străine să-și permită să facă domuri. Dar a venit vremea sub unitatea națională să avem și noi o catedrală atunci când e un hram, să nu stea omul în fric cu umbrela în cap, să-l bată vântul în spate trei zile până să închină la niște moaște. La un subsol sau la un demisol din ăla pui moaștele și stă toată lumea și să închină, că nu, într-o coadă n-ai mai mult de 2000 de oameni, iar catedrala aia are o capacitate de 5000 de oameni. La alt demisol spovedești sau stau oamenii și se odihnesc, la alt demisol se duc și-și cumpără ceva sau respiră și cumpără un colportaj, nu trebuie să stea tot dealul Patriarhiei înșărat cu oameni, cu chioșcuri, cu chinezării de 2 lei acolo, l-a vândut tot felul de ciurucucuri de astea, mă rog, amintiri, suveniruri, iar la suprafața reală a catedralei, în pictură, în altare, în preoți, în sobor, merg și stau cei ce ascultă slujba sau sunt interesați de cuvântul lui Dumnezeu. De asta avem nevoie de așa ceva. Nu ca să se dea România deșteaptă. Da. 10 parlamentari, dacă își pun averea lor, fac catedrala aia. Atât. 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 60 de milioane de euro... Nu, 60 de milioane de euro au fost cheltuiți anapoda nejustificați prin procesele astea care le dă la tezor. Păi dacă ai 10 de astea, ai făcut catedrala. Deci așa trebuie să gândim. Dar oamenii, pentru că trăiesc din puțin, din pensii mici, din necazuri și din probleme, când le vehiculez o sumă de asta imensă, colosală, normal că pe unii îi perturbi. Uite, Doamne, ce de bani! Da, ce de bani! Banii aia sunt truda din lumânarea și din leu fiecăruia care vine la biserică. Nu sunt luați de nu știu de unde. Deci aia sunt din banul bisericii, din punga văduvei, din suferința unui amărât, din boala unui paralizat, din boala unui orb, din boala unui canceros. Câți oameni necăjiți cu probleme nu sunt? Și ei se duc și dau 5 lei lui Dumnezeu și ei ajung acolo unde trebuie. N-au treabă bogații cu ei. Da. Ei să impoziteze ale lor probleme strict răutăcioase și dușmănoase, înlocuindu-le cu vorbe bune. Înlocuindu-le cu expresii românești. Doamne, fă ca această țară să fie frumoasă și bogată, nu bârfitoare și clevetitoare, că n-ajută la nimic. Suntem, noi ne ferim și ne rușine de cuvântul de țigan, dar ne purtăm ca țigani. Nu-i posibil așa ceva. Trebuie să dovedim că avem 50-60 de instituții universitare în toată țara și că în ele, de 25 de ani, câte 100 de studenți pe an să cultivă. Deci trebuie să creștem.